Bună seara, dragii mei! Să știți că sunt emoționată în această seară, întrucât mă aflu în casa unei minunate doamne pe care o cunoașteți cu toții și care ani de zile ne-a adus atâtea bucurii. Este vorba despre doamna Sanda Săranu. Vedeți că am fost emoționată când v-am pronunțat numele, stimată doamnă. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara, bine ați venit! Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care le-ați spus despre mine. Sper să le și merit. Au fost doar câteva din cele gândite de mine în ceea ce vă privește. Mulțumesc, mulțumesc. Sunteți bineveniți în casa noastră. Mă bucur mult că ne-ați primit așa de ușor la dumneavoastră acasă. A fost suficient un telefon să vă dau. Da, dar cam târziu, până la urmă. Până la urmă. Mi-a dat telefon încă de astă vară. Numai că eu vara nu prea stau în București. Avem o locuință modestă de vacanță, undeva la deal, spre munte și unde ne simțim foarte bine. Abia acum, în noiembrie, am ajuns în sfârșit acasă, aici, în București. Dar cred că vă place mai mult vara la dumneavoastră acasă sau la cealaltă casă, de la Breaza. La Breaza, pare, da. Păi am fi venit la Breaza dacă ne-ați fi invitat acolo. Mi-ar fi făcut mare plăcere. Mai ales că acolo am o grădină foarte frumoasă, casa este modestă. Dar grădina este absolut superbă. Cu pomii mulți și acolo am și animale, nu sunt ale mele, sunt ale vecinilor. Câini, pisici. Aveți pisici? Și pisici și câini. Și suntem foarte bine primiți de animale, de câte ori ne ducem acolo. Și ne face extraordinară plăcere. Ați spus, suntem. Este vorba despre doamna Sanda Țăranu și despre maestrul Nicolae Țăranu, un reprezentant al elitei muzicii de operetă, pe care o să vi-l prezint, stimați telespectatori, peste cât timp, stimată? Doamne, nu să hotărâți când o să vrea domnul? Nu, niciodată nu? N-am hotărât. Niciodată. Dar puneți o pilă, hotărât. Că am văzut că maestru nu prea aici, e. Nici măcar aici nu am vreo trecere. Nu aveți niciodată. Nu. Să știți că de câte ori a fost invitat la televiziune soțul meu și niciodată colegii mei, chiar când interveneau pe lângă mine, niciodată soțul meu nu a făcut decât ceea ce a crezut el de cuvință și nu a răspuns decât invitațiilor la care a crezut el că trebuie să răspundă. Și să înțeleg că nu o să vrea să facă interviu cu mine, nu? Eu cred că da. De ce? M-aș bucura mult să-l prezint telespectatorilor. Telespectatorii în marea lor majoritate îl cunosc deja, dar e vorba de generația tânără. Da, e adevărat. Cred că generația tânără, nici pe mine, cea foarte tânără, nici pe mine nu mă mai cunoaște. Ba, eu cred că măcar din auzite vă referiți la copiii de 3 ani, că de-abia de 3 ani nu mai lucrați la televiziune. Chiar și de cei mai mărișori. Spuneți-mi, stimată doamnă, din 97 mi se pare că nu mai lucrați la televiziune, unde aveați o emisiune foarte frumoasă. Duminica, după amiaza, era această emisiune? Da. Ce s-a întâmplat cu această emisiune și de ce nu mai lucrați acolo? Am rămas surprinsă și nu numai eu. Să aflăm că dumneavoastră nu mai lucrați la televiziunea română. Câte vreme ați lucrat la televiziune, doamnă? 34 de ani. 34. Aproape 35, de fapt. 34 și câteva luni. Și ce s-a întâmplat? Vreau să știe și telespectatorii mei de la Vrancea. Ce să știe? Așa se întâmplă. Așa este în viață. Lucrurile au început și un sfârșit. A avut și această emisiune sfârșitul ei. Ne povestiți și nouă cum s-a întâmplat totuși. Mie mi-ați povestit și v-am trădat deja faptul că mie mi-ați povestit. Vreau să știe și telespectatorii, pentru că totuși trăim într-o țară în care se spune numai adevărul, nu? Așa că haideți să-l spunem și noi aici, la emisiunea mea. Dumneavoastră ați fost un personaj, dacă îmi permite să vă numesc așa, care ați făcut cinste țării astea 35 de ani. Oamenii v-au iubit, v-au respectat, totdeauna ați spus numai lucruri de bun simț în fața telespectatorilor, numai lucruri care s-au menținut în timp
Și vreau să se știe ce s-a întâmplat cu... Să știți că acest respect și această dragoste cred că a pornit de la mine. Și s-a întors din partea telespectatorilor pentru că a fost respect nu numai pentru meserie, dar a fost respect pentru cei cărora mă adresam. Foarte mult respect. Cred că telespectatorii au simțit acest lucru și dragostea cu care mi-am făcut meseria și dragostea cu care mă adresam lor. Și toate aceste lucruri s-au întors către mine, înzecit, poate însutit, și asta a fost cea mai mare satisfacție în meseria mea. Eu am rămas foarte surprinsă și probabil că nu numai eu, dar vorbesc în numele meu pentru că am aflat acum câteva minute niște lucruri. Dumneavoastră sunteți om de televiziune, cum să spune. Ați fost o viață întreagă, asta este termenul care se folosește, să știți, om de televiziune. Deci ați lucrat o viață întreagă în televiziune română. A fost suficient ca într-o seară sau într-o dimineață sau într-o după-amiază să apară cineva ad hoc la televiziune? Văd că nu renunțați deloc la... Nu renunț. La ideea de a vă spune de ce n-am mai făcut această emisiune. Nu mi se pare firesc ca un om care n-a mai lucrat niciodată în viața lui, fără pregătirea suficientă pentru a lucra într-un post de televiziune, să vină să dea afară, pentru că ăsta este cuvântul, v-au dat afară, vă supărați că am fost așa de brutală, poate... Pentru ce? Pentru că ați invitat? Hai, spune dumneavoastră mai departe. Vă provoc o neplăcere cu această insistență a mea? Nu. Mi-ar părea rău. Vreau să vă spun că eu am o mare bucurie și am avut o mare bucurie și încă o am, că am putut să fac acea emisiunea despre care este vorba. Cu acea mare personalitate a culturii românești. E vorba despre Adrian Brunescu, stimați telespectatori, ca să nu mai lungim atâta, nu? Așa, pe care și noi îl stimăm foarte mult. E un mare poet, un mare om de cultură, fără discuție. Și chiar un om de televiziune. Și un om de televiziune. S-a dovedit un om de televiziune. Categoric. Un om de presă, un om... În sfârșit. O personalitate complexă, fără discuție. Așa. Fără discuție. Așa. Dar să știți că nu numai... Faptul că l-am invitat pe Păunescu a dus la renunțarea la emisiune și eu, de fapt, mi-am dat seama că, până la urmă, că și eu iar incomodam conducerea televiziunii sau conducerea, nu știu pe cine, practic nu știu pe cine am incomodat și pe cine am supărat. În orice caz, mi s-a spus atunci, nu mi s-a spus mie, ci celui care gira această emisiune, domnului Dumitru Moroșanu, ce caută comunistul ăsta în ziua de Paște. Ori eu făcusem o emisiune care nu avea deloc o tentă politică, ci era vorba despre poezia religioasă a lui Adrian Păunescu. Și a ieșit o emisiune foarte frumoasă, nu știu cine își mai aduce aminte de ea, dar eu am o mare satisfacție totuși și am avut-o și atunci, că am putut să o fac și nu am niciun regret că din cauza asta mi-a fost scoasă emisiunea, că acum este foarte ușor ca să renunț la cineva. Îi scoți emisiunea și în felul acesta te debarasezi de... Dar asta vreau să vă spun, că și eu i-am incomodat prin, probabil, bănuiesc, prin, ca să vă spun sincer, nici nu știu prin ce. Mi s-a spus așa, zice, aveți așa o alură de regină. Și eu, știind... Câți monarhiști se plimbau pe culoarele televiziunii și câți aderau la această formulă, am spus, și ce este rău în asta? Aveți așa o alură de regină, zice, dumneavoastră, zice, dacă vreți să mai faceți, zic, ce înseamnă că nu trebuie să mai fac această emisiune, vă rog să-mi spuneți dumneavoastră pe cine să invit.
dacă chiar nu vă convin personalitățile pe care le-am adus eu la această emisiune. A, nu, nu. Nici dumneavoastră nu trebuie să mai apăreți pe micul ecran mai mult de un minut. Cine a spus asemenea? Culmea, un fost coleg care ajunsese la vremea aceea director de programe, cu care am împărțit mulți, mulți ani de zile în televiziune, cu care am lucrat mulți ani alături și culmea, ce s-a întâmplat? La trei zile după aceea și el a fost scos din televiziune. Așa că, ce să vă mai spun? Replica a fost: atâta timp cât sunt eu director de programe, vreau ca emisiunile să fie trăsnet. Și am spus: dragul meu, pe cine vrei tu să trăsnești? Mai ales la emisiunea Un zâmbet pentru vârsta a treia. Nu putem să șocăm pe nimeni. Cel mult putem să le... Și asta a fost în intenția mea, să vă fac o bucurie. Prin personalitățile pe care le-am adus și care însemnau ceva pentru dumneavoastră. Nu numai din domeniul artistic, la început mă gândisem la actori, la artiști în general, nu numai la actori, la artiști, în general, adică și la domeniul liric, dar cu timpul emisiunea asta a fost realizată împreună cu dumneavoastră. La sugestiile dumneavoastră am invitat și alte personalități din alte domenii de activitate, medici, istorici, mari profesori, mari personalități care s-au afirmat și în alte domenii de activitate. Iar ideea aceasta mi-a venit de la dumneavoastră și vă mulțumesc. Stimată doamnă, ați pomenit ceva de o emisiune trăsnet. Ce înțelege acest domn și ce se înțelege astăzi printr-o emisiune trăsnet? Păi, trăsnet, dumneavoastră nu vedeți ce se poate urmări acum la televiziune? La televiziune, vreau să spun în general, la toate posturile de televiziune. Fiecare încearcă să ne șocheze cu câte ceva și, din păcate, nu cu acele manifestări cu care putem să educăm, pentru că televiziunea nu înseamnă numai distracție, dar înseamnă și educație. Așa am fost eu asta crescută, din punctul de vedere. Așa am fost eu educată și așa s-au făcut emisiunile pe vremea mea. Pe vremea mea, iată că vorbim de vremea mea. Că vorbim la trecut. Am fost, s-a încheiat un ciclu, începe altul și uite așa. În legătură cu emisiunile șoc, sunt multe și, din păcate, multă vulgaritate, multă... Mi-e și greu să spun și îmi pare rău. Știți că pe mine toate lucrurile astea m-au îndepărtat de televizor? Eu aproape că nu m-am mai uit decât la emisiunile de știri, pentru ca să știu și mă mai uit la o emisiune. Îmi face plăcere să urmăresc și ideea a fost extraordinară. La emisiunea de cultură generală vrei să fii miliardar. Da. Și știu că foarte multă lume o urmărește, pentru ca să-și verifice cunoștințele și pentru că este foarte plăcut să urmărești. Și pentru că și prezentatorul este de acolo. Doamne, prezentatorul este absolvent de conservator, așa că sunt... Îmi pare foarte bine, nu știam. Da, a terminat conservatorul, a cântat în Madrigal. Iată. A cântat în Madrigal. Și un post de televiziune care a știut să-și aleagă omul și să-l cultive. Sigur. El nu trebuie înlocuit. El nu trebuie... Nu trebuie să-i pui emisiunea la o altă oră, pentru ca telespectatorul să caute pe medic. Nu.
Dacă vrei să faci un rău cuiva, atunci, în felul ăsta, poți să-l șicanezi. Și se schimbă ora de emisiune. Se schimbă ora de emisie și se sigur, face... Sigur că da. Deci, iată, o altă emisiune pe care o caut și o urmăresc. Și era o emisiune lui regretatului Iosif Sava, care n-a mai putut fi înlocuit, se pare, la da? Care vă uitați, da. Probabil. Dar nici nu se vrea. Nu se vrea. Asta este categoric. Să nu credeți că suntem de neînlocuit. Așa este, așa, nu se nu vrea. Nu suntem de neînlocuit. Eu, spre exemplu, vă povesteam puțin mai devreme, că am fost, nu pot să spun profesoară, dar un fel de îndrumătoare, ca să zic așa, la Academia de Radio și Televiziune a lui Aristide Buhoiu. Și acolo au venit foarte mulți tineri care au vrut să îmbrățișeze această meserie. Nu știu dacă vrem unul dintre ei. N-am văzut pe niciunul dintre ei pe la vreo televiziune după ce a absolvit acest curs. Dar vreau să vă spun că câțiva dintre ei, din cei mulți, ar fi avut aptitudini ca să facă, ceva în televiziune. Da. Și de ce credeți că n-au avut nicio șansă? Ce să vă spun? Eu știu cum se fac selecțiile, cum se aleg oamenii, cine sunt cei care aleg, cum se fac pe... Că se spune că astăzi e libertate, că calitatea primează, că... Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să... Întotdeauna, nu. Da, spuneți-mi, vă rog, stimată doamnă Sanda Țăranu, cum se făceau preselecțiile în televiziune la începutul televiziunii române? Acum 30 de ani, când ați venit dumneavoastră în televiziune, care erau criteriile după care se orientau în alegerea oamenilor pe care eu am absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică. Încă în calitate de studentă, eu am colaborat cu televiziunea la emisiuni de versuri, la emisiuni de teatru, la emisiuni de teatru cu roluri mai mici. Eram studentă și așa. Și conducerea televiziunii și cei mai mari din televiziune mă văzuseră. Mi-au spus mai târziu că încă de când eram în anul 3 se gândiseră ca să-mi propună un post de craienică la televiziune. Și când am terminat Institutul de Teatru, cum a fost, să zic, astăzi s-au făcut repartițiile, că așa era pe vremea aceea, se făceau... repartiții. Da, știu, în teatru toată lumea avea un loc de muncă. Nu exista ca cineva să rămână fără loc de muncă. Dar eu fiind căsătorită, eu m-am măritat încă din primul an, chiar înainte de a intra în Institutul de Teatru, m-am grăbit. Și bine am făcut. Și fiind căsătorită și știind că nu exista la repartiție niciun loc într-unul din teatrele bucureștene, mă înțelesesem cu soțul meu să refuz repartiția. În aceeași zi, vreau să vă spun că maestrul Costache Antoniu, care la vremea aceea a fost șeful comisiei de repartiție, m-a dojenit, ca să nu zic mai mult, mi-a spus că și el a început într-un teatru de provincie, mie mi se oferise un loc la Teatrul Național din Craiova, mi-a spus că și el a început la Craiova, tot acolo și-a început meseria și că este păcat să renunț la... În sfârșit, obținusem un loc destul de bun, datorită mediilor, că repartițiile se făceau în funcție de medii, de mediile de la absolvire. Dar i-am spus că sunt căsătorită și că m-am înțeles cu soțul meu. Ca să vei veni repede în București, să n-ai nicio grijă, dar nu refuza repartiția. În sfârșit, până la urmă am refuzat-o și în aceeași zi după masă, la ora 4, am primit un telefon acasă de la șeful serviciului personal din radio-televiziune, la vremea aceea radioul funcționa împreună cu televiziunea din punct de vedere administrativ,
Și mi s-a spus că a doua zi, la ora 8 și jumătate, să mă prezint la vicepreședintele radioteleviziunii. Și am întrebat de ce. Nu știam de ce. Zice, doamnă, zice, o să vedeți dumneavoastră despre ce este vorba. Da. M-am dus a doua zi. Las că o să vezi tu. M-am dus, da. Nici nu-l cunoșteam, da, pe, da, acest domn. A doua zi, la 8 și jumătate, m-am prezentat acolo și a urmat o discuție, uite așa cum stăm noi acum de vorbă. La un ceai minunat, o să ne spuneți așa. Istoria ceaiului ăsta, chiar iau o gură că nu mă pot abține, da? A fost o discuție de 3 ore, dar foarte lejeră și așa în toate domeniile. Literatură, teatru, viața noastră cea de toate zilele, ce părere am de aia, de... Nu știam care este motivul chemării mele acolo. Și după 3 ore m-a întrebat, vrei să fii crainică la televiziune? Și am spus, nu! De ce? Nu vreau să fiu crainică, pentru că eu am făcut acest institut de teatru pentru ca să devin actriță. Era dorința mea, era pasiunea mea cea mai mare, să fiu actriță. Pentru asta m-am pregătit și asta vroiam să fac. Și am spus nu. Totuși, zice, gândește-te că îi povestisem cum s-a întâmplat cu repartițiile și ce se întâmplase cu o zi înainte. Și zice, totuși, nu ai repartiție în teatru, nu vrei totuși să încerci? I-am spus, lăsați-mă să vorbesc cu soțul meu și să văd ce părere are și el. Nu pot să decid eu de una singură acum și nu. Și ne-am gândit că poate totuși ar fi bine să accept, că va fi un moment de tranziție, iată că se potrivește cu... Da. Noțiunile zilelor noastre, că va fi o tranziție și că cu timpul voi intra în teatru. E, n-a fost să fie așa? Ați rămas definitiv în televiziune? Da, dar știți că la un moment dat începusem să urăsc meseria de crainică de televiziune atât de mult îmi doream să-mi fac meseria pentru care mă pregătisem. Începusem să o urăsc. Nu, asta telespectatorul n-a simțit niciodată, dar eu... Așa o apariție superbă. Dar eu... Nu, erați tunsă, scurt și știți... Vai ce frumoasă, doamna Sanda Țăranu. Toți bărbații erau îndrăgostiți de dumneavoastră când ați apărut. Nu spuneți asta, să știți. Este adevărat, să știți, categoric auzeam vorbindu-se. Unde mă duceam, auzeam vorbindu-se despre dumneavoastră, să știți. E adevărat că telespectatorii m-au primit bine. Deși, foarte bine, foarte bine. Deși, să știți, psihologia telespectatorului nu este asta. El este mult mai conservator. El începe să facă comparație cu cei care sunt deja. Și era care sunt... Cleo Stieber era atunci? Era Cleo Stieber. Era un om cu experiență, cu ani de muncă în spate, cu o experiență extraordinară. A și plecat mă imediat la ea. Pare, a plecat foarte repede după aceea. Dar foarte repede. 2 sau 3 ani după aceea. Da, o persoană inteligentă multă, și cu un flair fantastic, da, cu simțul camerei de luat vedere categoric, și al telespectatorului foarte multe lucruri le-am învățat așa pe furate, că așa se învață meseria asta, era cu totul altceva decât meseria de actor, cu totul altceva. Am avut la început niște emoții extraordinare. Ați avut prima dată emoții când a trebuit să... Foarte mari emoții, atât de mari, încât am crezut că nu voi putea să fac. Față, da. Față, da. Am crezut că n-am să pot face față. Și au trecut încet, dar spre surprinderea mea, am spus încet, dar destul de repede. Destul de repede și m-am obișnuit. Eu mă obișnuisem cu publicul la Casandra, că am jucat mult studentă. Jucasem mult la Casandra și nu numai la clasa mea. Vreau să vă spun și nu vreau să uit lucrurile astea, să vi-l spun. Am fost
eleva a maestrului Alexandru Finții. Un mare regizor cu vocație de pedagog. Un om care a ținut foarte mult la noi și a selectat studenții și a păstrat numai pe cei pe care a crescut el de cuvință, adică nu erau mulți, am fost câțiva la el. Și un om extraordinar, foarte sever, foarte sever, nu pot să vă spun de câte ori m-a făcut să plâng, dar ne iubea ca pe copiii lui. Cu cine ați mai fost în serie, stimată doamnă? Din tractori. Grupa mea, deci din grupa mea, nu din anul meu, din grupa mea, Virginia Itamarcu, cea care este la teatrul din Brașov, teatrul dramatic din Brașov, cu Leni Pințea, care este Leni Pințea Homeag, la Teatrul Național din Craiova, iar din anul meu, erau la alți profesori, Irina Petrescu, Ștefan Iordache și încă mulți. Cu Irina Petrescu am făcut interviu, foarte drăguță, da, deosebit. Da, da. Spuneați de emoțiile pe care le-ați avut prima dată și pentru că am pomenit de Mitică Moroșanu, primul interviu din viața mea, cu mâna tremurândă pe microfon, l-am făcut cu Dandu Moroșanu, cu fratele lui. Alexandru Moroșanu, violoncelistul. Da. Da. Și vă rog să mă credeți că am avut niște emoții îngrozitoare, că și-l cunoșteam foarte bine, că știu că îmi tremura foarte tare microfonul și m-am descurcat. Da, da. N-avem încotro. Sigur, sigur că da, sigur că da. Trebuie să... Da. Da. Așa, și vorbeați de începuturile televiziunii, v-am întrebat care erau criteriile, deci fără să vreți ați spus care erau criteriile, doamna absolventă de facultate da, de teatru. Da, da. Așa, trebuie să... Sigur că dar da. După aceea n-au mai angajat absolvenți de Institutul de Teatru. N-au mai angajat. Nu, nu. Au venit din alte facultăți. În orice caz, trebuia să fii licențiat. Trebuia să fii licențiat. Trebuia fără să fii licențiat. Sigur că da. Da. Ileana Popovici, mi se pare că a făcut niște... avea niște emisiuni la televiziune sau... Da, da. Da, ea a terminat tot matinale. Teatru. Matinale. Bine, da. Ca... După 90. După 90. Dar înainte de 90... Înainte de 90 a fost ilustrator muzical. Era foarte bun ilustrator. Iată, în la conservatorie, a făcut facultate de muzică. Da. Sigur că foarte era foarte bun ilustrator muzical și, în afară de asta, avea și glas. Da, și da. Cântat. Era foarte talentat. Este foarte talentat. Cu Pedro Siră, mai țineți minte când a cântat... cu asta s-a lansat ea ca... nu mai știți? Mi-aduc aminte. Da. Da, da, da. Când, acum 20 și ceva de ani, parcă, sau mai mult. Probabil. Da. Vorbeați de Cleo Stieber. Deci, ea când a plecat? Și mai era o spicheriță foarte drăguță, care tot așa a plecat. Ioana Măgura. Ioana Măgura. A plecat Ioana și ea Măgura, din țară, da. A plecat, deci... Ioana Măgura a plecat chiar după festivalul de la Brașov, unde am prezentat amândouă. Împreună cu... Și unde? Ambele sunt în viață și Ioana Măgura și Cleo Stieber. Că da, că sigur că nu mai s-a mai auzit da. Nimic de ele, da, decât... Da, da, da. Și v-ați mai văzut cu ele în ultimul... Din păcate nu. Cu niciuna dintre din ele. Din păcate nu. Ioana Măgura a fost și în București, a venit după Revoluție. Și Cleo Stieber a fost, parcă... Și Cleo Stieber a fost. A fost, am văzut-o tot la... Am văzut-o la o emisiune la Antena 1. Așa, a adus-o da. Sava, Octavian Sava. Da. Da. Erau două persoane foarte plăcute și da. Foarte, da. Foarte deștepte și da. Pregătite. Eu cu și... Ioana Măgură am lucrat mulți ani. Mulți ani. Da. Și mai vorbiți-ne despre perioada în care ați lucrat în televiziune. Deci, am înțeles cum ați ajuns acolo. Așa, la 4 ani de zile mi-am dat demisia. De la televiziune? Mi-am dat demisia pentru că găsisem un loc în teatru și am vrut să plec. Am vrut să plec, ei n-au vrut să mă lase și atunci mi-am dat demisia. Ei cine erau atunci? Conducerea televiziunii. Cine era, da, cine era la conducerea televiziunii? Atunci am avut, era un... Președintele radio-televiziunii, în primul rând vreau să spun că am avut niște conducători excepționali.
toți care au trecut prin televiziune. Excepționali. Care s-au luptat pentru profesioniști, care au încercat cum au putut să-i mențină, chiar dacă la un moment dat au fost și momente foarte, au trecut cu toții prin momente foarte grele și nu aveau un dosar foarte curat, cum se spunea la vremea aceea, pentru o instituție de propagandă, sigur, era televiziunea. Sigur. Vreau să vă spun că am avut niște conducători absolut minunați. Oamenii care ar fi trebuit la vremea aceea să părăsească televiziunea pentru că aveau rude în străinătate sau pentru cine știe ce alt motiv, care n-avea nicio legătură cu meseria pe care o făceau excepțional de bine, i-au ascuns pur și simplu. S-au dus la Comitetul Central, au bătut cu pumnul în masă și au spus ăștia trebuie să rămână. La cine anume vă referați? Mă refer la pictor scenografi, la decoratori, la operatori, la regizori. Au fost mulți în situația asta. Când ar fi trebuit, după legile de atunci, după regulile de atunci, nu legi, să părăsească televiziunea pentru că aveau rude în străinătate. Nu se poate. Și nu s-a întâmplat. Și nu s-a întâmplat așa ceva. Cu oamenii de care ei au crezut că televiziunea nu se poate dispensa. Și din punctul ăsta de vedere, eu am apreciat foarte mult, sigur, foarte mult. N-au renunțat la ei. I-au ascuns o perioadă, nu le-au pus numele pe genericele emisiunilor pe care le realizau. Și după aceea, știți cum e la noi, toate revoluțiile durează 3 zile. Da, da. Și încetul cu încetul a revenit totul la normal și s-a uitat și în sfârșit. Apropo de bucură-te de libertatea lui decembrie, știți, da, care durează 3 zile, cam cu sclavii așa, care 3 da, zile sunt liberi. Da. Atunci, apropo de da, asta, ca să nu uit, mi-am dat da, demisia, am fost chemată de domnul președinte Valeriu Pop, care timp de 4 ore a stat cu mine de vorbă la câteva cafele. Ca să vă convingă să nu ca plecați. Ca să nu plec, da. Mi-a spus că în viață uneori trebuie să mai facem și sacrificii și că să... Devenisem foarte populară. Da, așa este. Devenisem așa este. Foarte populară. O prezență foarte plăcută și foarte... Probabil că ei s-au gândit să mă păstreze, s-au gândit să, că este bine să rămân și, și bine au făcut. Acum, deși atunci am urât această meserie pentru că nu mai puteam să fac ceea ce îmi doream eu cel mai tare, teatru, bine au făcut. De ce? Bine au făcut. De ce spuneți asta acum? Pentru că după aceea au venit alte recompense, ca să zic așa. Așa, așa s-a întâmplat. Călătorit mult în străinătate. Imediat după aceea. După imediat sau... Nu. Timpul... Da, nu, da, nu. Da, da. Asta a început... Au început seriile românești de televiziune la alte televiziuni din străinătate. Exista așa ceva? Sigur că da. Sigur că da. Exista așa ceva? Sigur, se făceau schimburi de programe de televiziune și, cu ocazia asta, o prezentatoare din televiziune se ducea și prezenta programul. Și unde ați fost în această carieră? În multe țări. În multe țări. În multe țări. Prima mea ieșire a fost la Helsinki. Deci nu numai în țări socialiste. A, nu, 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 nu. Vreau să vă spun că au fost niște experiențe extraordinare. Eu am putut în felul ăsta să învăț și să văd cum se lucrează la alte televiziuni. M-au ambiționat toate lucrurile astea pentru ca să pot să fac față și mă duceam foarte bine pregătită și învățam în limba țării respective mult text
Îl învățam pe din afară, Din spre afară. exemplu, nu cunosc limba finică sau cum se Da, spune, la, da, da. așa. E, și totuși am învățat în limba lor o pagină de text bătută la mașină pe din afară. M-am dus la un specialist ca să mă învețe cum să pronunț și cum să... Pentru că știam că face plăcere celui care te privește și care știe că vii din altă parte, să îi te adresezi în limba lui. Și nu numai cu un bună seara și cu nu știu ce, dar Cu chiar de mai la mult, cuvinte chiar mai simple. mult, da. Pot să-ți spun cum sună în limba finlandeză câteva cuvinte? Sigur, vă rog. Vă rog. Hyvä ilta. Min nimeni on Sanda Zarano, ja olen Bukarestin television palveluksessa. On hauska, että minulla on mahdollisuus esitä teille romanialaista ohjelmailta. Și așa mai departe. Păi dacă seamănă cu limba maghiară un Da, pic, da. da, da. Dar vreau să vă spun că Și ați învățat în pe din toate afară, nu am cu învățat. hârtie în Nu, față? nu. Nu, e cum cu hârtie în față? Nu se Și poate. asta în direct sau În direct, în totul direct, pe direct, totul pe direct? emisiune de la ora 5 până la 11 noaptea. Dar asta trebuie... Sigur că în emisiunea respectivă intra și un film artistic, intrau și câteva documentare, intra și o emisiune pentru copii, intra și... Dar după fiecare emisiune, eu intram și prezentam Și programul. prezentați programul. Sigur că da. Și Și le așa. atrăgeam atenția că va fi și un film artistic și că va fi și așa și că... Dar nu era toată Și le... emisiunea făcută de dumneavoastră, nu doar, Nu, doar... nu, nu. Da. Emisiunea era propusă de Propusă, televiziunea da. română, trimis programul dinainte acolo, pentru că eram anunțați în programele lor. Vreau să vă spun că îmi făcea plăcere că de fiecare dată pozele mele apăreau în toate ziarele și în toate revistele din Mai aveți țările de pe revistele unde astea? am fost. Le mai am, le mai Le arată am. și nouă, da? Da? Și am cunoscut oameni minunați, mi-am făcut prieteni și am învățat foarte multe de la ei. Foarte multe lucruri. Și în afară de Helsinki, unde ați mai fost? Am fost în Cuba, am fost la Havana și am stat Tot pentru pentru o emisiune de o televiziune, da? emisiune de televiziune și lor le-a plăcut atât de mult încât m-au rugat să mai stau după aceea și să le prezint și o emisiune de varietăți. Și am spus că bine, dar eu nu știu limba, eu nu cunosc limba spaniolă, nu-i nimica, ai să prezinți cu Goizueta și o să te ajute Goizueta și unde n-ai să știi, ai să înveți și unde n-ai să știi și ai să te potignești, te ajută Goizueta. Și eu unde mă potigneam, spuneam, Goizueta, aiuda-me. Și ați învățat Adică... spaniolă până la urmă? Un Nu, pic așa, nu, nu. limba spaniolă n-am învățat-o, dar m-am descurcat și a ieșit o emisiune foarte frumoasă, foarte frumoasă. Și până în multe alte țări. Am fost la Ljubljana, în Slovenia, am fost de mai multe ori la Budapesta, la Sofia, în Polonia, la Varsovia, la Moscova, de multe ori, la... În sfârșit, cu țările socialiste aveam noi Noi, da, relații da. mai strânse. Și era chiar frumos. Ei Trimiteau și ei, trimiteau și da. ei și Mi-aduc aminte de o asemenea emisiune. Da, serie da. de televiziune Da, era ale seara țărilor televiziunii acolo. cutare, da, știu, Da, mi-aduc da, aminte, da, da. da. Dar spuneți-mi, Iar noi stimată, eram gazde. spuneți-mi, stimată doamnă Sanda Țăranu, ce s-a întâmplat cu reducerea programului de televiziune? La un moment dat era de 2 ore pe zi. Doar Două a fost. duminica, doar duminica de la 1 până la 11, parcă până, nu, tot până la 10 noaptea, da. Ce s-a întâmplat atunci și cum ați primit acest șoc? Presupun că a A fost fost un șoc. într-adevăr un șoc. Eu aproape că simțeam că mă îmbolnăvesc, că nu mai pot să-mi fac meseria. Foarte greu a fost pentru noi. Și ce s-a întâmplat atunci? A fost o sarcină de partid, mi se pare, nu? Mă rog, așa a fost. Așa a fost să fie. Așa a fost să fie. Așa a fost să fie. Vreau să vă Și... spun însă că eu, în ce mă privește,
Eu n-am avut niciun fel de probleme cu cabinetul 1 sau 2, cum se numea, cum se spunea la vremea aceea. Deci n-a avut nimeni nimic împotriva mea. N-a avut nimeni, nu pot să reproșez cuiva ceva. De ce vă spun asta? Pentru că la vremea aceea, când erau numai 2 ore de program, eu am cerut schimbarea locului de muncă. Dar să nu se creadă cumva că din cauza că a avut cineva ceva cu mine. Nu. Eu am cerut schimbarea locului de muncă pentru că simțeam că nu mai pot să-mi fac meseria. Numai așa ca să apar, să zic bună seara și că urmează nu știu ce, nu se poate. Nu se putea. Și atunci am cerut schimbarea locului de muncă. Nu puteam să schimb locul de muncă decât cu un certificat medical. Am avut însă grijă să spun medicului că sunt un om sănătos, dar, deci să nu... Da, da. M-am internat în spital, am stat 3 săptămâni într-un spital. Am avut grijă de să spun că sunt un om sănătos, ca nu cumva să -mi administreze niște medicamente. De afectată eram de ceea ce se întâmpla. Eram afectată, dar nu eram un om bolnav. Și cu acel certificat medical am reușit să rămân în televiziune, dar să fac altceva și am făcut. Am optat pentru regia de montaj. Sigur că nu pot să spun că sunt o regizoare de montaj, dar am lucrat în acel serviciu aproape 4 ani. Știu ce înseamnă regia de montaj, am lucrat pe lângă colegii mei care m-au simțit, m-au primit foarte bine și cred că au bănuit, nu puteam să spun că ce s-a întâmplat cu mine, nu puteam să spun, pentru că puteau să lucrurile astea să ajungă și la urechi mai... Dar nu mi-a făcut nimeni niciun rău și n-am pățit absolut nimic, mai mult decât atât. Eu vreau să vă spun ceva. La 2 ani de zile după ce am schimbat locul de muncă, eu ar fi trebuit să revin la programe și să-mi fac mai departe meseria de craienică, pentru că așa era legea. Trebuia să mă întorc. Și dacă nu mă întorceam și spuneam că nu sunt în stare încă și rămâneam în continuare regizoare de montaj, trebuia să mi se micșoreze salariul și cu o sumă destul de consistentă, substanțială. Da. Erau salarii bune în televiziune atunci? Eu aveam un salariu bun, cu care bun, cu care mă puteam descurca la vremea aceea. Nu erau sponsori, erau, astea care să te mai îmbrace, vedeți, acum scrie pe toate televiziunile, vestimentația este asigurată de nu știu ce casă de mod. E, atunci asigura și televiziunea cu câte ceva, dar atâta de modest că nu sunt... Deci toate hainele erau ale dumneavoastră, trebuia să... Majoritatea. Da. Și o bună parte din salariul meu se ducea pentru așa ceva. Dar asta am vrut să vă spun. Că ar fi trebuit să mă întorc. Și am spus, iertați-mă, zic, îmi pare foarte rău, dar încă nu mă simt în stare. Da, dar știți că președintele a luat mâna de pe dumneavoastră și a spus că trebuie să vă întoarceți înapoi și să fiți crainică și nu știu ce, și am spus, vă rog să-i comunicați domnului președinte că eu nu mă simt în stare și că eu rămân în continuare aici, chiar dacă îmi veți micșora salariul. Directorul de programe s-a dus la președinte, i-a comunicat verdictul meu, ca să zic așa, și președintele a spus, să facă doamna ce vrea, dar nu-i micșorat salariul. Foarte onorabil din partea vedeți, mea, sigur. Vedeți? Alta, să fi fost în locul meu, după 89, ar fi făcut pe disidenta. N-ați făcut-o pe disidenta? Păi nu? Sigur. Ar fi zis, iată ce ostracizat am fost eu de regimul cu tare. Da, nu pot să spun asta. Nu pot pentru că
Chiar dacă am suferit de ceea ce s-a întâmplat atunci, totuși oamenii nu s-au purtat rău cu mine. Oamenii, eu sunt convinsă că ei au înțeles. S-au purtat mai rău după Revoluție, se pare că... Da. Nu? Nu știu dacă păi, mai deci, rău. Cum nu știți? Asta e adevărul. A venit Alina Mungiu și cu toată trupa și l-au dat afară, nu? Am fost dură de tot acum, dacă... dar asta e adevărul. De ce să nu fim sinceri, nu? Stimate, doamne, nu știu dacă ea sau altcineva, nu știu, atunci era echipa, asta era echipa care conducea televiziunea. Dar nu, nu, nu pot să dau un nume pentru că nu știu precis cine. Nu știu. Și nici măcar nu m-am. Să știți că au avut ceva și cu mine. Deci cu mine, nu numai cu Păunescu, apropo de ce v-am spus mai devreme. Nu numai cu cei pe care îi invitam, pentru că eu n-am făcut politică în emisiunile mele. Eu nu invitam în funcție de cine este la putere în momentul respectiv, sigur că da. Ci de personalitatea cum e și firesc respectivă să fie. Cum e și de ce înseamnă acel om pentru telespectator. Și pentru țară, bine. Adică sigur, sigur că sigur, da. Și da. Pentru telespectator, telespectatorul e un reprezentant al țării, sigur, categoric. Da. Categoria foarte frumoasă acea emisiune. Nu spuneați, da, era, da, știți de ce am făcut-o? Nici măcar nu știți de ce am făcut-o. De ce m-am adresat eu vârstei a treia? Nu știu. Nu știți. Pentru că am mai lăsat eu să se înțeleagă uneori una sau două dintre emisiunile mele, dar nu știu dacă lumea își mai aduce aminte. După 90 eram invadați de producții străine. Așa cum... De fapt, este și acum. Dar atunci a fost o agresivitate pe care eu am simțit-o cumplit. Nu numai pentru mine ca telespectator, ca om care privește, dar mă gândeam la artiștii noștri care nu mai aveau loc pe micul ecran de formații rock, heavy metal, eu știu, de-astea, nici nu le cunosc așa de bine, pentru că nu am cultură în genul ăsta muzical. Dar nu numai asta, nu mai aveau loc deloc artiștii noștri. Și am spus, ce, acum, nu se poate. Artiștii au loc acum? Fie vorba între nu noi. Nu au, din păcate. Da. Din păcate. Și atunci am zis, nu se poate, trebuie să facem ceva, pentru că cu artiștii noștri, în vremea de dinainte de 89, noi am făcut niște producții de televiziune, teatru de televiziune, care luase premii în străinătate, premii după premii, peste tot. Emisiuni de varietăți, emisiuni muzicale, aduceți-vă aminte de emisiunile lui Bocăneț. Dumnezeu să-l odihnească. Aduceți-vă aminte de emisiunile lui Petre Sava Băleanu. Tot așa. Niște emisiuni extraordinare, niște erau nume, producții doamnă, artistici extraordinare. Nu intra în televiziune. Și unde lucrau echipe extraordinare, echipe de operatori, de ilustratori, de decoratori, de tot ce vreți. Deci mi-aduc aminte când veneau chiar la Cântarea României, veneau la Focșani, Adina Rogovski, da, care e o personalitate, da, sigur, da. Ivona Tristescu, da, da. Viorel Sergovici, operator. Va. Viorel Sergovici, care este... A făcut niște filme, toate premiate. Filmul după Ienescu, da, și La Țigănci, nu, Domnișoara Cristina, parcă. Domnișoara Cristina, Iliade. Da. Deci, făcuserăm niște producții cu care se putea mândri orice televiziune din lume. De ce mă gândeam acum, ei nu mai au loc? Și atunci am zis, eu vreau să fac la o rubrică, la un magazin duminical de ăsta, o rubrică în care să aduc... Întâi am adus secvențe din emisiunile respective. După aceea am adus și am invitat și actorii. Și după aceea artiștii, vreau să spun, că tot spun actorii, da. Nu numai genul dramatic, da. Și din celelalte domenii. Și după aceea, la sugestia telespectatorilor, la ideile telespectatorilor și oamenii din alte domenii. Da. Și de ce am făcut asta? M-am gândit, cine știe ce s-a întâmplat atunci, ce au văzut atunci, ce bucurii
imense au avut datorită acestor mari artiști, numai cei de vârsta a treia. Și cine sunt cei care stau pe lângă oamenii de vârsta a treia? Copiii. Copiii trebuie să-și aducă aminte că au văzut pe Victor Rebenciuc, pe Tamara Buciuceanu, pe Carmen Stănescu, că au văzut un mare profesor ca Raul Șordan, că au văzut un mare medic ca Ioan Pop de Popa, că au văzut, în sfârșit, am dat numai că au văzut o mare regizoare, cum este doamna Malvina Urșanu. Deci, că atunci când merge copilul pentru prima oară la operă, păi eu mi-aduc aminte că m-au dus părinții mei la operă și mi-aduc și acum aminte de primul spectacol pe care l-am văzut la operă. Ce ați văzut prima dată la operă? Mai țineți minte? Da, era un spectacol cu pe, mi-aduc aminte, era Gianni Schicchi și... Mă rog, încă mă rog. Paiațe și Gianni Schicchi. Era da. Un spectacol cu pe. Și în sfârșit, la început, m-au dus la spectacole mai ușoare, așa, și din ce în ce mai accesibile, sigur, și din ce în ce, din ce în ce. La, sigur că da. Părinții mei au încercat să-mi facă și o cultură muzicală, da, și eu, sigur. Și limbi străine acasă. Și, da, deși erau teribil de ocupați amândoi și cu munci. Sunteți foarte, bucurești, Anca, da? Da, cu munci de răspundere, nu prea stăteau pe acasă, dar au avut grijă de educația noastră și în liceu tot așa am avut niște profesori. Unde ați făcut liceul, doamna? Am făcut liceul la Iulia Hașdău. Vedeți, ați pomenit de emisiunile pe care le-ați făcut și ați motivat pentru ce le-ați făcut. Da. Cam din același motiv am început eu să fac această emisiune acum 6 ani. Șase ani, telespectatori, de când ne chinuim împreună. La Focșani de mai vremuri, ca mine. La Focșani de vremuri, da, a fost Filarmonică. Uh-huh. Unde a cântat Ion Boicu, unde a cântat Ruha, unde a cântat Richter, uh-huh, unde a cântat Dacian, unde a cântat soțul dumneavoastră, Nicolae Țăranu, unde a cântat Floarea cea vestită a cântăreților și a instrumentiștilor români și străini. Da. Orchestra s-a desființat, s-a mutat la Galați, bun. Din 90... Nu-i deloc bun, dar în sfârșit. Bun, am spus bun, să conchidem cu asta. Da. Din 90, când s-a trecut la un alt regim, în care noi am sperat mai mult, nu o să se facă din nou Filarmonica la Focșani. Este un teatru foarte frumos, făcut de Pastia, foarte frumos. Da. Hai să încep să fac emisiunile astea. Și m-am dus la Ion Voicu și am făcut Dumnezeu să-l odihnească și am făcut interviu. Bine că ați apucat. Am apucat. A fost ultimul interviu din viața lui. Da. Am răscolit toată țara de l-am găsit pe Silviu Zavulovici, cel care a înființat Filarmonica, care a fost dirijorul Filarmonicii de la Focșani. Mm-hmm. L-am găsit aici, în București. Am făcut interviu cu el, un interviu superb. Cameramanul de atunci, Sorin Rusu, coleg care nu mai lucrează, i-a surprins o lacrimă pe obraz, care a fost un interviu foarte... Uh-huh. Din păcate, acest interviu s-a șters, a dispărut, cum? Era un document, cum necum, nu mai există, că m-au rugat să-l mai dau, nu mai am cum să-l dau, că s-a șters. Și deci am făcut aceste emisiuni cu gândul că o să refacem Filarmonica de la Focșani. Nu s-a refăcut Filarmonica de la Focșani. E să nu ne pierdem speranța. Se pare că se lucrează pentru a... Trebuie bani, trebuie... E greu de făcut. Mm-hmm. Instrumente, bani, case pentru oamenii care vin să cânte mult. După care am început să fac și o cadună. Să chem actori, să chem muzicieni, să chem tot felul de reprezentanți în diverse forme de artă. Da. Și ați rămas la artă de am candată. Rămas, nu. Am chemat și eu pe doctorul Proca, apropo de medici. Da. Am chemat, eu știu, pe domnul Paleologu. Bine, da. E un artist și dumnealui, că scrie foarte frumos. Că domnul, pe profesorul Bălăceanu Stolnici. Da. Și așa mai departe. Deci am... Da. Să știți că telespectatorii au foarte multă nevoie de... Cum să nu aibă? Și nu numai asta, dar mai ales tineretul. Eu cred că are nevoie de modele. Cum să nu aibă nevoie de modele? Eu am chemat anul trecut, de exemplu, pe pianist, pe băiețel, pe Matei Varga, pe care prima oară l-am văzut când avea 12 ani la
regretatul Iosif Saba. Anul trecut l-am prezentat pe, nu, acum câteva luni, la Muzeul Enescu, m-a invitat doamna Tomescu și cu doamna Madeleine Voicu, soția maestrului Voicu, la un Remember Ion Voicu și l-am prezentat telespectatorilor pe Alexandru Tomescu, cel care anul acesta a luat premiul întâi la festivalul Enescu. Mi-a crescut inima de bucurie, nu? Și așa mai departe. Spuneți-mi, vă rog, stimată doamnă Sanda Țăranu, despre cenzura despre care se vorbea pe vremuri la televiziune. A funcționat foarte a dur. A funcționat la un moment dat. Foarte dur. Foarte dur. Dar eu eram adesea sancționată. De ce? Și din ce consta în primul rând, a, nu, era mai mult așa moral. Moral. Sau verbal. Verbal. Dar în sfârșit. Da. Mai mă mutau pe programul 2, mai așa ca să-mi facă un era o distensiune așa între programul 1 și programul 2? Era o mică râcă? Cum se aude? Poate acum, dar atunci nu. Dar în orice caz, programul 2, pentru că se vedea mai puțin în țară, bătea toată țara, atunci lasă că o trecem, o sancționăm și o trecem pe programul 2, să nu mai vadă lumea, până la urmă, de sărbători și de toate astea, tot eu eram pe post. Da. Dar mici șicane mi se făceau, tocmai pentru ca să fiu dată de exemplu, uite ce îi se poate întâmpla Sandei Țăranu, dacă nu respectă textul. Dacă nu e cu minte. Dacă nu respectă textul de prezentare, iar eu îl respectam. Sigur, nu cuvânt cu cuvânt, pentru că nu îmi făcea plăcere să citesc tot timpul. Acum există un prompter, acolo deasupra camerei sau lângă camera de luat vederi, te uiți, vezi, nu știu ce îl citești, nu este niciun fel de problemă, dar să stai tot timpul cu nasul învârtit și să te adresezi telespectatorilor, mi se pare un lucru... Da, e nu e. Nu să te uiți în ochii telespectatorilor. Altfel sigur că omul când îl privește în ochi. Sigur că da. Și încercam, pe cât îmi stătea în putință, să învăț textele acelea pe din afară ca să le rostesc exact așa cum erau scrise. Nu întotdeauna însă erau scrise ca pentru televiziune. Erau uneori scrise, se scria câte un paragraf de câteva rânduri bune de cel care asculta nu mai știa care este subiectul, de unde ai început. Nu ai voie la televiziune să faci fraze atât de lungi, cu atâtea paranteze, încât omul să nu înțeleagă despre ce este vorba. Ăsta este rostul nostru. Să ne facem înțeleși, în primul rând. Să comunicăm ca mesajul nostru să ajungă la dumneavoastră. Oricum poate să ajungă. Și atunci îmi făceam frazele, îmi concentram textele de așa manieră încât să... până și aici, probabil că și frica lor de cenzură era atât de mare ca nu cumva să interpretăm, să se interpreteze altfel ceea ce spuneam. De-aia vă spun că la un moment dat a funcționat foarte dur cenzura, dar am trecut și peste dar asta. A trecut. Acum a trecut. Acum, cum să vă spun, sigur că atunci m-au afectat aceste sancțiuni pe care le primeam foarte des. Și la televiziune și mai ales în meseria asta trebuie să ai o anumită stare de spirit. Trebuie, adică dacă ai ceva pe suflet, dacă te supără ceva, cel puțin pe mine telespectatorii imediat mă ghiceau. Imediat simțeau că s-a întâmplat ceva cu mine. Eu primeam atâtea scrisori și mă întrebam, Doamne, cum de știu că doar eu la fel am zâmbit, la fel am fost, tot așa am vorbit, tot așa am, adică am încercat să nu se vadă. Ei știau absolut tot. Trebuie să spun că acest mic ecran este miraculos, dar în același timp, cum să vă spun, e foarte periculos. Te dăm bilar, adică te dăm bilar, te radiografiază. Cel puțin pe mine, nu contează ce ai pe tine, ce, cum apar, cum te-ai coafat, când telespectatorul te vede exact așa cum ești.
Mi-aduc aminte că ați pomenit de învățați. Ați avut într-o seară, acum nu știu câți ani în urmă, erați supărată pe cineva și ați vrut să-i faceți, să-i faceți în ciudă. Și ați citit așa foarte repede, foarte repede și nu mai știu ce s-a întâmplat atunci. Ei, erați nu mai știu ce erați s-a întâmplat. În situația, nu, mi se pare că ați și spus telespectatorilor pentru ce faceți acest lucru. Vi s-a cerut să citiți știrile într-un anumit fel? Vi s-a făcut un reproș? Se poate, nu știu. Vi s-a spus că zâmbiți prea mult și atunci ați încercat să fiți foarte rigidă și mi-aduc aminte de o asemenea scenă, acum niște ani în urmă. Nu mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte eu, perfect, da, probabil. Perfect. Că tot ne întrebam ce-o fi cu Sanda Țăranu, că e așa de gravă, nu gravă, așa de dură și de... Noastră care aveați un zâmbet splendid, splendid, un zâmbet superb. Nu știu, poate. Poate. Da. Eu vreau să spun totuși, să lăsăm la o parte zâmbetele sau felul cum arătam sau altceva vreau să vă spun eu. Cel mai frumos compliment pe care l-am primit eu vreodată și care mi s-a părut cel mai adevărat și care m-a emoționat cel mai tare a fost atunci când mi s-a spus ați fost și ați rămas a noastră. A noastră! Nu că frumoasă, că zâmbet, că nu știu ce, nu. Ați fost și ați rămas a noastră. Sesizație. Sigur. Nuanța. Sigur. Sigur. Pe mine mă frisonează. Și nu mi-a spus-o un singur om. Mi-au spus-o mulți. Și mă gândeam, zic, Doamne, oamenii ăștia se vorbesc între ei, nu au cum să se, că nu se cunosc, nu știu că a spus și celălalt tot așa. Uite, eu vreau să-ți arăt aici o poezie pe care am primit-o, primeam multe scrisori și foarte frumoase. Și vă rog să o citiți dumneavoastră. Nu, că n-am să vă citesc decât strofa aceea în care spune... Atâția ani privindu-te în fereastră, am tot sperat norocul să se îndure, dar tu erai a tuturor, a noastră, și nimeni nu putea să mi te fure. Ce frumos! Poezia este mai lungă, dar vreau să vă spun, iată, a noastră. Petrecere de pietoni, când la un moment dat m-a oprit cineva pe trecere de pietoni și am spus... Vă rog, haideți să traversăm, să nu rămânem aici în mijlocul străzii. Vreau să-mi spună că ați fost și ați rămas a noastră. După Revoluție, când oamenii începuseră să așa, să o ia razna, mă rog. Bătea vândut are. Așa, bătea, da. E, ați fost și ați rămas. Și peste tot, a noastră. Și eu îi simt că sunt ai mei. Parcă... Fac parte dintr-o mare familie. Familia noastră? Familia noastră. De români. De buni români. Iată să vă spun ceva, pentru că suntem acum că sărbătorim Ziua Națională a României, 1 decembrie. Ce îmi scrie un telespectator, nu se iscălește, îmi scrie un telespectator, m-am gândit că în timpul cât se cântă, imediat după, prin 90 îmi scrie asta, când s-a schimbat imnul, m-am gândit că în timpul cât se cântă la deschiderea programului Imnul Național, ar fi bine să apară pe ecran textul lui cu litere de tipar pentru a fi învățat de toată lumea. Nu toți îl știu, dar cântând împreună cu corul, se învață mai ușor. Ce spuneți de ideea acestui telespectator? Mie mi s-a părut extraordinar. Sigur. Cât știu cuvintele imnului nostru național? Apropo de ziua noastră națională. Da. Și multe, multe. De la copii. De la copii, de la... Primeam, la un moment dat făceam poșta televiziunii. Era mai multă legătură între televiziune și cei care fac programele de televiziune și telespectatori. Cum vă explicați asta, doamnă?
Din respect pentru oameni, pentru cine lucrăm? Actorii, pentru cine? Nu vedeți ca un cult pentru public? Dar publicul pentru... nu prea mai are același cult pentru actori, pentru, mă refer la artiștii adevărați. Ce se întâmplă oare? Să nu generalizăm. Să nu generalizăm. Nu sunt mai de vină. Să ne ajungem să generalizăm. Da, să nu generalizăm, pentru că nu e adevărat. Publicul vrea altceva. Din cauza asta s-a îndepărtat de teatru. Vedeți, omul ia ce-i dai. Atâția ani de zile am mâncat dacă muri cu fulgi pe ele, asta am mâncat, că nu avem ce să mâncăm, nu aveam ce mânca altceva. Și ne-am obișnuit, ne obișnuisărăm la un moment dat cu așa ceva, unii dintre noi, nu toată lumea. Le dai publicului, nu mai spun ce, chiciuri, asta la modul general, cu chiciuri obișnuiești publicul. Așa este. Îi distorsionezi gusturi. Îmi spunea un domn la o emisiune, mă scuzați, vă rog, doamne, nu vă supărați, nu mă aveți pe mine aliat în concepția dumneavoastră despre emisiune de televiziune, o televiziune particulară, e o televiziune comercială care trebuie să câștige bani, indiferent cum. Păi stai puțin, ce facem? Transformăm televiziunea într-un mijloc de a denatura și așa denaturatul popor în care trăim astăzi? Da. Ce facem? Punem o cărămidă să dărâmăm ce au clădit alții ani de zile? Da. Apropo de poșta televiziunii, la vremea aceea am când dură, făceam nu? Poșta televiziunii... Trebuia să mă fac activistă de partid pe vremuri, nu? Sau spuneți că nici acum nu e prea târziu. Da. Înscriau, trebuie să vă spun că primeam niște scrisori absolut superbe. Superbe, nu le-am păstrat pe toate, dar totuși am foarte multe. Și îmi scriau la poșta televiziunii, nu numai despre mine sau pentru mine, îmi scriau despre emisiunile de televiziune în versuri. În versuri. Tot ce aveau de spus despre emisiunile de televiziune, îmi scriau și vă rog să mă credeți, cu un talent extraordinar. Și am găsit una dintre scrisori, dar aici este vorba de cineva care îmi scria la vremea aceea în felul ăsta și spune așa, deși de mulți ani n-am corespondat în cadrul poștei televiziunii, eu totuși acei ani nu i-am uitat, așa cum au putut să-i uite unii. Te-am revăzut iar ca prezentatoare prin intermediul micului ecran și tot așa ești de fermecătoare ca și la apariția ta din primul an. Asta a fost după ce am lipsit eu anii aceia. Da. Deși scrisoarea nu semnez anume și numele meu îl ascund aci, făcând aluzie numai la prenume, sunt sigur că ușor îl vei ghici. La fel cu al meu, îl are un autor de schițe comice și amator de glume și un destul de cunoscut actor care prezintă Steaua fără nume. Cu ei atunci tu ai colaborat și fiindcă știi acum și cum mă cheamă, ți ofer un buchețel viu colorat, deși nu-i natural de bună seamă. Acesta este buchețelul. Foarte frumos! Schia de sărbători, sărbători fericite! Vedeți, așa scrisori primeam eu, iar de la copii, să știți că primeam și de la copii care încă nu știau să scrie decât cu litere de divan. Doamna, tel metru, tel vale. Asemenea speaker de televiziune, asemenea scrisori. Asta este situația. Ce să facem? Ia uitați-vă, scrisoare de la copil care încă nu este la școală, scrisă cu litere de tipar. Asta pot să o citesc și eu că văd. Da. Știi, doamna Sanda Țăranu, mă numesc Diana, am 5 ani, stau în sectorul 1. Vreau să știi că sunt pierdut, că sunt supărată. Supărată din ziua când s-a pierdut prietena mea Olguța. Prietena ei Olguța era o cățelușă. Era îmbrăcată cu hăiniță roșie, prinsă în părți cu nasturi. Are culoarea maro deschis, scrie deschis de două ori. Este jucăușă și iubește copiii, nu mușcă, este foarte mică, așa sunt pichinjii, adică pe chinezii, da, te rog ajută-mă să o găsesc,
toți banii mei din pușculiță și carnetul de cec îi dau ca recompensă. No. Diana, și aici îmi dă și numărul de telefon. Ce drăguță, da? Și s-a găsit Olguța? Nu știu dacă s-a găsit, dar vreau să spun ce scrisori extraordinari, asemenea scrisori. Sigur că te impresionează că un copil de 5 ani și chiar de 4 ani scrie. Spuneați că la Brează aveți pisici, căței, ce ziceți de nebunia asta cu omorâtul cățeilor și bine... Nu, nici nu vreau să mă gândesc, este urât. Este îngrozitor, nu urât. Urât e un cuvânt frumos aici. Da. 24 ianuarie 1990, din Galați. Mă adresez dumneavoastră deoarece îmi sunteți tare dragă de când v-am văzut prima dată la televizor. Suntem 4 frați, așteptăm mereu la alimentarea portocale și nu am primit niciodată. Nu mai putem de poftă. Am văzut la televizor cum s-a primit aici la Galați portocale de la frații noștri de peste Prut. Și s-au dat numai la copiii de la leagăne și la căminele de bătrâni. Dar noi când o să mâncăm? În ce an era asta? 90? 24 ianuarie 1990. La o lună după Revoluție. Copiii nu văzuseră portocale. Stimată doamnă, vedeți, îmi pare bine că și de scrisoarea asta. Acum o săptămână am avut o emisiune cu fostul ministru în diverse sectoare, Paul Niculescu Mizil, pe care îl apreciez foarte mult. E un om deosebit. Dar cu totul deosebit, da. Și de mare cultură, asta am să subliniez în primul rând. Și un om care la vremea aceea, să știți că a făcut foarte mult bine. Da, da. Cât a putut, știu. Și se vede că e o persoană cu totul specială, cât nici nu discută acest lucru. Da. Dar a venit vorba de aprovizionare. S-a spus că aprovizionarea de acum este mult mai slabă ca în ultimii ani al lui Ceaușescu. Această scrisoare de undeva spune, da. Da, acum e adevărat că vedem fel și fel de bunătăți prin magazine, dar la fel câte o bucățică de tot ne mai cumpărăm. Mulți oameni care se uită și nu se pot apropia. Doamnă, haideți să fim sinceri, să spunem că de fapt în toate timpurile, indiferent în ce bucățică au fost oameni care s-au uitat mai mult sau mai puțin. Și așa o să fie și daci încolo, pentru că asta nu le stabilim noi și nu le stabilesc guvernele. Asta este situația. Stimată doamnă Stanga Țăranu, a trecut o oră și... cer voie colegilor mei să prelungesc emisiunea cu tot ce a trecut peste o oră, pentru că ar fi păcat că tăiem ceva. Cunoaște sentimentul ăsta. Sper că o să ne oferiți și altă dată posibilitatea să mai stăm de vorbă în fața telespectatorilor, pe care sunt convinsă că i-ați bucurat cu apariția dumneavoastră și am bucurat și eu am avut un merit, nu? Că v-am invitat la emisiune. Vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc dacă ați rămas alături de noi și sper, cine știe, când vreodată să ne mai vedem, să ne mai auzim și să ne spunem lucruri frumoase și de bun simț. Încă o dată vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați însemnat dumneavoastră de-a lungul anilor pentru mine. V-am simțit alături întotdeauna și cu tot respectul v-am iubit foarte mult. Să fiți sănătoși și să vă dea Dumnezeu tot ce este mai bun și mai frumos pe lume. Rămâneți cu bine!